Consiliul Fabricii de 17.02.2023. 1. Aprobarea procesului de la ședinței ordinare a Consiliului Fabricii de 6.02.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Dumnezeu, județul Bacău, perioada 2021-2027. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Dumnezeu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral de venituri proprii și subvenții la 31.12.2020. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului achiziții mobilier și echipamente digitale necesare desfășurării activității didactice la școlii gimnaziale de regiun, Comuna de Regiun de Dumnezeu, în cadrul apelului de proiecte. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de sănătate, operarea instalației numărul 10.078 din 16.04.2018, încheiat cu SCE-100 de SAR. 6. Diverse. 1. Proiect de... Cine este pentru? Nimeni. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiune la 6.02.2023. Cine este pentru? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei de Regiune, județul Bacău, pe perioada 2021-2027. Inițiator, primarul Ionici. Comitetul Perlui, să vă prezint eu. Hotărâre, doamna secretară, este în Consiliul Medical. E vorba de un proiect de documentație pe care noi o facem noi. Toate primările de dată de fapt o periodă. Al noastră expira zilele astea și atunci trebuie să reînnoim strategia de votare cu comunei Heregeu. Dacă a studiat-o și sunt convins că da, au fost prinse tot ce înseamnă dezvoltarea comunei ca și obiective. Dacă sunteți de acord să o aprobați. Discuții? Da, am văzut că sunt colectate multe date statistice generale, de când despre faptul că sunt, cred că, 80 de pagini despre politica europeană mondială și așa mai departe. Chiar și cele județene sunt de prin 2017-2019, când raportăm la anul la care suntem și mai punem la socoteală încă 5 ani, sunt cam depășite date. În ceea ce privește comuna noastră, sunt într-adevăr prințele, eu zic că mai putea fi prințe aspecte care nu se regăsesc, mai ales în aspectele vulnerabile sau cele care spune că face o prioritate, educație, social, infrastructură. În ce măsură poate fi abordată, nu știu, sau în ce măsură pot fi aplicate proiecte de dezvoltare cu bani europeni, în condițiile în care ele nu ar fi cuprinse în această strategie între. Pentru că, sau, nu știu, puteți face un amendament sau puteți completa, dacă se poate completa la fiecare dată când este nevoie. Dacă apare un proiect care este prins în strategia de dezvoltare, vom aproba în ședința de Consiliu și modificăm prin hotărâre de Consiliu strategia. Da, am văzut acolo că se are în vedere înființarea unui centru pentru bătrâni. Ideea este că politica și trendul este ca asistența socială să se facă la domiciliu, să se externalizeze aceste centre și de asta spuneam că trebuie luat în calcul un serviciu social profesional care să facă asistență socială la domiciliu. În educație, de asemenea, mai puteau fi luate în discuție aspecte în condițiile în care chiar sunt rezultate bune și sunt felicitări pe domnul director cu ocazia rezultatele care au obținut elevii școlii Hilegiu. Nu doar campanii de conștientizare, am văzut că se repetă foarte mult, campanii de conștientizare a părinților, să fim serioși. Poate un program cu masa caldă, poate un program de asistență socială școală, ceea ce obligatoriu cred că ar fi trebuit supus în această strategie. La fel, cu infrastructura cu toate celelalte. Dacă spuneți că pot fi modificate ori de câte ori... În funcție de sursele de finanțare și la cor apărea oportunități, putem să modificăm. Da, pentru că în mare a fost cu crize cam tot ce înseamnă obiective de investiții, nu cred că o să fie nevoie
modificarea punctuală, pentru că știu că sunt acolo trece mari parte. Sunt și genere punile dintre ele, știți, infrastructură și atunci merge, nu neapărat pe proiectul anume. Da, sunt capitole, dar pe capitole sunt, cum să spun, sunt explicitate acele capitole, că în care ar fi da, dar dacă avem și un capitol generic, chiar dacă nu este direcțiile foarte concret, care e utilizate. Da, ok, eu sper că nu mai fi proiectul și asta, pentru că nu s-a regăsit toate, dacă spune și eu, spune așa. Cât a costat? Să punem la bot, ce nu este pe acolo. 3. Este hotărârit privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei de Dinjiu și a instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 31.13.2023. Aici o să prezinte domnul contabil. Da, o să vă prezint veniturile realizate și cheltuielile efectuate. Se prezintă, contul de execuție se prezintă astfel. Veniturile totale care au fost aprobate prin buget sunt de 11.072.780 lei, iar încasările realizate 11.082.841 lei, reprezentând 100% din prevederile definitive. Cheltuielile totale au fost aprobate în valoare de 13.079.978 lei, iar cele efectuate au fost de 11.376.003 lei. Acum detaliat pe partea de funcționare și dezvoltare. Veniturile secțiunii de funcționare sunt de 9.067.000 lei, iar cele aprobate, iar cele realizate de 10.228.799 lei, respectiv 112,8% din prevederile definitive. Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost aprobate în valoare de 2.005.780 lei, iar cele realizate sunt de 854.042 lei, reprezentând 42,5% din prevederile definitive, iar sumele încasate datorându-se în principal din vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare sau subvenții de la alte nivele ale administrației publice. Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost de 9.066.978 lei, iar cele efectuate de 8.541.103 lei, respectiv 94,2% din prevederile definitive. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 4.013.000 lei, iar cele efectuate de 2.834.900 lei, reprezentând 70,6% din prevederile definitive. Contul de execuție la 31.12.2022 înregistrează un deficit de 293.163 lei, din care la secțiunea de funcționare realizează un excedent de 1.686.695 lei, iar secțiunea de dezvoltare un deficit de 1.980.859 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. La finele anului, comuna înregistrează un excedent cumulat de 1.721.991 lei astfel. Deci excedentul anului precedent a fost de 2.015.154 lei, excedentul secțiunii de funcționare 1.687.695 lei, iar deficitul secțiunii de dezvoltare 1.980.858 lei. Pentru serviciul public de salubrizare, veniturile totale aprobate au fost de 351.520 lei, iar realizarea lor s-a făcut de 323.926 lei. Cheltuielile totale aprobate 351.520 lei, iar cele efectuate de 298.164 lei. Contul de execuție înregistrează un excedent de 25.132
lei, iar la finele anului un excedent cumulat de 77.240 lei. Discuții? Cât am spus că este deficitul însumat pe dezvoltare și funcționare? Că l-am văzut că l-aveți... Da. Deci, pe funcționare am avut un excedent de 1.600.000. Deficitul. Deficitul este de 1.980.858 lei. Și asta e pe dezvoltare și pe funcționare? Pe funcționare un excedent de 1.687.695 lei. Deficitul, domnul contabil. Deci, însumat, deficitul de la funcționare cu deficitul de la dezvoltare. Dar nu am, la funcționare nu avem deficit. Păi aveți 200.000, parcă 258. Da, provine de la secțiunea dezvoltare, 293.163 lei. Bun. Adică dacă excedentul de la funcționare minus deficitul de la dezvoltare îmi dă un deficit de 293.163 lei. Față de anul trecut, cum este acest deficit? Nu, anul trecut am avut un excedent. Diferența între venituri și cheltuieli, să reformulez. Când a fost aprobat execuția bugetară, da? Deci deficitul de anul trecut, cât a fost? A fost mai mic sau mai mare față de cel de anul ăsta? A fost mai... nu deficitul. Deci am avut un excedent la începutul anului, de 2 milioane. Dacă n-ați folosit acel excedent, eu vă spun diferența între venituri și cheltuieli, domnul contabil. Nu mai spuneți de excedent. Nu, dacă n-aș folosi acest... Diferența între venituri și cheltuieli. Cât a fost anul trecut și cât a fost anul ăsta? Constatăm o progresie în sensul ăsta? S-a micșorat acest deficit sau este mai mare? Asta vă întreb. Diferența între venituri prognozate și cheltuielile efectuate față de anul trecut. Sunt mai mari sau mai mici acest deficit? Pe total. Pe ambele secțiuni, dezvoltare și funcționare. Nu înțeleg. Nu vreau să spun, fără excedentul care a fost. Păi dacă n-aș fi avut excedentul... Nu, exact. Dacă n-aș fi avut excedentul anului precedent, nu aș putut avea deficit, pentru că nu puteam realiza cheltuielile respective la secțiunea de dezvoltare. Deci eu am avut un excedent aprobat la începutul anului de 1.700.000 lei. Da, aproximă, nu știu, la lei. Da. Așa. Pe care l-am utilizat tot. În plus, am mai folosit de la secțiunea de funcționare câteva mii lei ca să obțin cheltuiala de 1.980.858.000 lei. Da. Diferență de 200.000, nu? Tot acest, cum este... Nu, de fie am văzut 2 milioane și ceva. Da? Cum este tehnic, cum se... Deficitul secțiunii de dezvoltare întotdeauna se acoperă din excedentul anului precedent, care a fost... e mai mare de 1.980.858. Iar excedentul secțiunii de funcționare se virează după aia în excedentul cumulat al anului, care reîntregește... Și dacă ar fi fost o lege care v-ați împiedicat să folosiți acel excedent, nu a mai fost o hotărâre de guvern, da? Excedentul se păstrează acolo, că este o situație de criză și nu este exclus ca statul să ia înapoi. Atunci n-am putea face investiții. Am înțeles, păi nu. Atunci ar fi fost o diferență între venituri și cheltuieli de... Deci, mă poartă de-ați acoperit. Pentru că n-ar fi fost cheltuieli de atât de mari. Că noi acum avem și cheltuieli în 2023, folosim și excedentul din 2023. Nu, am și folosit doar excedentul secțiunii de funcționare de 1.687.695 lei. Care l-am dus spre dezvoltare. Care l-ai mai fi putut duce spre dezvoltare. Adică n-aș fi avut niciun fel de excedent la funcționare, ar fi fost 0, iar 1.687.695 ar fi mers spre dezvoltare. Da. Pe aprobare, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului achiziții mobilier și echipamente digitale necesare de desfășurarea activității didactice a Școlii Gimnaziale Hristos Comuna Hristos de Bacău, în cadrul apelului de proiecte dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale
a unităților de universitate și a unităților conexe, finanțați prin PNRR. Componenta 15. E vorba de măsura 15 prin PNRR, pe care l-am mâncat pe acord în 9 martie 2023. Încălcăm astăzi și votarea Consiliului Local. E vorba de dotări tuturor școlilor din comună. Dotări înseamnă de la mobilier, mobilier școlar, mobilier de birouri, imprimante, calculatoare, tablă interactivă, laborator de informatică, laborator de psihologie și psihologie, da. La proiectul eu aveți în școală sigur acțiune și studiatul. Urmează să încărcăm asta și o treabă. Discuții? Privește toate școlile, toate exanele de clasă, da. Din toate eu, școlile și da. Școlile active? Da. E pe școală generală, pe măsirea la structură și am făcut număr de total de ele. Toate clase, chiar dotările sunt pe clasă și pe număr de... Structuri. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Abținere. 5 proiecte de hotărâri privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de sanitate, opera de instalație numărul 1078-1087 pe 16-4-2011, încheiat pe secție posibilă. Da, am primit o adresă în 6 martie de la ADIS, în care ne luau și se supune spre analiză și spre aprobare în Consiliul Local. Majorarea tarifului la depozitare la stații de la 234 la 335 parte, știu eu, per turn. Asta înseamnă 100 de lei în plus. Acum, dacă mă întrebați pe mine cu votul nostru, fără votul nostru, cum se va întâmpla, noi suntem parte doar necinitativ, acolo cele 5 OAT-uri care nu au treabă cu avisul, doar membri în asociație și pentru că rămân la Ecosud. Clar, această majorare va aduce într-o ședință viitoare majorare și la noi. Nu știu cât mai puțin de prețul acela atât de mic, pentru că ne vedem cu un preț care este la jumătatea tarifului la celelalte comune. Am mers pe 7 de persoană. O să vedem atunci când se va aproba și să ne facem un calcul, o să puteam împreună și poate, și cu siguranță, pentru un leu, ce nu vreau pe majoare de pe acolo vă spun decât dacă v-aș citi adresa și pe care sunt dumneavoastră aveți material. Discuții? Supuneți pe aprobare, ce este pentru? Sunt în ședințe. Cine vă vreau? Diverse. Cine se înscrie? Domnul Lui? Altcineva? Domnul viceprimar, trebuie un pic acolo la Neguiță sus. Am discutat cu dumneavoastră, cu dumneavoastră. Trebuie să trebuie să spun un pic. O să ajungă săptămâna asta. Este la Buș Iași sau până? Iași, da. Am avut până acum acest contract cu o altă firmă, din păcate prima recuptivă. Am fost nevoie să vizez contractul cu timp și am semnat contract cu o altă firmă într-una trecută, care se va ocupa din altă publică în comună. Am combinat săptămâna asta o serie de probleme pentru că vântul ăsta puternic de sigla trecută de duminică și astăzi am luat contract, am adus la întreruperea curentului stradal, în primul rând din cauza scurt circuit. Arbor crescut în fire, la poartă, omul nu înțelege să renunți la ele. Am avut și am trecut două, trei campanii pe care am mai tăiat din copaci. Vă spun că te greutăți în momentul în care ajungi cu drumul la poartă, omul îți tai lucru. Dar după aceea tot îi sună că au picat cu el electric. E logic, la fiecare vânt, fiind să atingă, siguranța afară. Dă siguranța afară, se legează și ceasul. Chiar am discutat cu cei de la societatea cu care am încheiat contract, nu știu ce măsură putem avea, pentru că chiar dacă este al nostru eliminatul public, nu ne permitem înmulțirea tuturor producătorilor. Avem zone în care producătorii încă sunt pe aluminii, chiar și cel mai bine cel de exemplu, că 30-40 de ani sau de la căldură, de la
rece sau un timp sunt foarte slabe, la fiecare adiere sau timp dau siguranță de la parte. O să ne notăm, vreau să fac săptămâna asta o trecere în reviza tuturor punctelor de aprindere și să vedem unde mai sunt probleme. Le-am mai făcut ceva trecut la ciotea de jos, am mai avut niște becuri de schimbat. Am văzut că au schimbat inclusiv ora de funcționare, nu mi se pare că e cam târziu ori, pentru că la țară totuși au la 7 fără un sfert, unul mai circulă pe stradă. 7 și un sfert. Mai de 5 și un sfert. Mai am o problemă. La podul ăla, la Petre, acolo, la Jean, acolo, de la Vale de Pod, acolo s-au adâncit, e catastrofă. Dacă mai vine niște apă mari, rupi podul. Am luat trebuie ori gabloane, ceva de beton. Am luat un calcul, s-a format ca o cascadă pentru că apa nu mai este foarte multă și tot n-a mai fost. Sapă în aval pentru că s-a întors un gabion de sus. Da, știu ce este problema. Bun. Pentru ce l-am face. Da, dacă mai sunt ca... Altceva? Acum vă mulțumim pentru... De fapt și de fapt.